Așa cum am promis la începutul săptămânii, am făcut o analiză a bugetului și a bugetului de asigurări sociale. Această analiză aprofundată a confirmat tot ce am spus și data trecută. Veniturile la buget sunt, așa cum au spus unii optimiste, eu spun supraapreciate, cheltuieli sunt prevăzute în sumă foarte mare, abordarea hiperoptimistă a bugetului se poate vedea, de exemplu, făcând o comparație între veniturile la bugetul general consolidat de anul trecut și ce se prevede pentru anul acesta, unde se constată o creștere de 14%, fără să fie vreo explicație undeva cum se ajunge la această creștere fenomenală. 14% este foarte mult pentru bugetul general consolidat. De asemenea, se confirmă că există prevăzute credite de angajament într-o sumă nemai văzută de peste 50 de miliarde.